Partidul Social-Democrat are 5-6 variante pentru o nouă nominalizare la Ministerul Agriculturii. Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social-Democrat, a declarat faptul că Petre Daia se numără printre cei propuși de către membrii PSD. Avem vreo 5 sau 6 variante, am avut discuții telefonice și ieri la sediu și alaltăieri cu colegii mei. Din cele 5-6 variante o să venim cât mai repede cu o propunere, a spus el potrivit Ager Press. Întrebat dacă Petre Daia ar putea reveni la minister, liderul PSD a precizat că acesta se numără printre cei propuși. Este unul dintre numele propuse de către anumiți colegi, vom vedea, a adăugat Ciolacu. Premierul Nicolae Ciucă a transmis vineri președintelui Klaus Iohannis propunerea de nominalizare a vicepremierului Sorin Mihai Grindeanu ca ministru interimar al agriculturii și dezvoltării rurale. Prin același document s-a luat act de demisia lui Adrian Chesnoiu din funcția de ministru al agriculturii și dezvoltării rurale. Direcția Națională Anticorupție a cerut joi Camerei Deputaților ridicarea imunității pentru efectuarea urmăririi penale față de un deputat din Parlamentul României, la data faptelor și în prezent având funcția de ministru pentru abuz în serviciu. Surse judiciare au precizat pentru Ager Press că ar fi vorba despre ministrul agriculturii Adrian Chesnoiu. Ulterior, ministrul agriculturii Adrian Chesnoiu a anunțat că se retrage din funcție și se autosuspendă din Partidul Social-Democrat. De asemenea, el le cere deputaților vot pentru ridicarea imunității parlamentare.